Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru vineri 2 aprilie. Hai să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi de vineri, pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, foarte interesant! În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici o arcană majoră, Hierofantul, Marele Preot, o carte care ne vorbește despre stabilitate, despre oficializarea unei relații printr-un contract, care poate să fie o logodnă, o căsătorie, poate vă mutați împreună, poate vă cumpărați ceva împreună și trebuie să semnați la notar actele prin care deveniți amândoi proprietari pe acel bun. Sau poate pur și simplu aici este pus accentul pe un taur din viața voastră, pentru că această arcană majoră ne vorbește și despre zodia taur. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, aici Hierofantul ne vorbește despre nevoia de a trece la următorul nivel în relația voastră. Ne vorbește despre încercarea de a obține aprobarea unei figuri de autoritate din viața voastră, fie că încercați să obțineți aprobarea părinților, a familiei, a prietenilor pentru relația pe care ați început-o, fie că vreți să obțineți aprobarea unei instituții legale pentru a oficializa relația voastră sau pentru a cumpăra ceva împreună. Pentru cei singuri, aici Hierofantul ne vorbește despre nevoia de a face lucrurile într-un mod tradițional. Dacă vreți să începeți o relație, e foarte important să faceți lucrurile ca la carte. Să nu deviați de la tradițiile și obiceiurile tipice culturii voastre. Dacă vreți să întâlniți pe cineva, cele mai bune șanse le aveți făcând acest lucru în moduri tradiționale, convenționale. Astăzi nu e momentul să agățați pe cineva pe stradă sau într-un bar sau să încercați să cunoașteți oameni pe rețelele de socializare, pe internet, prin social media. Nu, astăzi trebuie să mergeți pe ruta tradițională, prin prieteni, prin familie, prin cunoștințe, prin metode convenționale de a cunoaște oameni noi. Dacă ați cunoscut deja pe cineva și vreți să aveți discuția cu privire la relația voastră, în ce direcție vă îndreptați, trebuie să faceți lucrul ăsta într-un mod foarte convențional. Dacă vă place de cineva, da, vă place de o fată, de un băiat, trebuie să mergeți pe metoda veche și testată de a-i cere prietenia, de a discuta lucrurile pe față și a oficializa lucrurile, pentru că altfel aici lucrurile nu o să evolueze într-o direcție pozitivă. Pe partea de sănătate avem aici Spânzuratul, arcana majoră care în tarot ne vorbește și despre planeta Neptun și care ne indică că astăzi o să aveți o zi mai melancolică, mai visătoare, o să fiți cu capul nori, prin urmare mare grijă pentru cei care vă știți cu predispoziții către depresie, anxietate, pentru că toate aceste stări pot să fie aici exacerbate de această energie. O parte dintre voi s-ar putea să vă simțiți blocați, ca și cum orice ați face, orice tratament urmați, orice terapie urmați, parcă nimic nu mai are niciun efect asupra corpului vostru. Mesajul zilei este să aveți răbdare pentru că lucrurile o să se schimbe, dar o să se schimbe mai încet decât vă așteptați voi. Cu această energie de spânzurat este de asemenea important să vă uitați la problema voastră de sănătate dintr-o altă perspectivă, pentru că dacă continuați să repetați aceleași comportamente, aceleași tipare, bineînțeles că o să aveți parte și de aceleași rezultate și aici această carte vă îndeamnă foarte puternic să încercați să vedeți lucrurile altfel, să vă analizați problema altfel și dacă nu puteți voi să faceți această analiză, nu puteți să fiți obiectivi, atunci, bineînțeles, apelați la un specialist, la un medic, la un terapeut, la cineva care poate să vă analizeze la rece situația și să vă dea o opinie avizată. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem 8-ul de cupe. Nevoia de a vă detașa de o situație, mai ales dacă sunteți aici foarte implicați emoțional în jobul vostru, în cariera voastră, acest lucru văd că vă afectează foarte mult viața privată, viața personală și nu este un lucru tocmai sănătos.
Astăzi avem și un aspect astrologic foarte interesant, este vorba de sextilul dintre Mercur și Pluto, dintre planeta comunicării și planeta transformărilor radicale. Prin urmare, aici, dacă sunteți nemulțumiți de anumite aspecte la locul vostru de muncă, în afaceri, în carieră, într-o colaborare cu anumiți parteneri de afaceri, în relațiile cu clienții voștri, cu furnizorii voștri, cu oricine ar fi care vă provoacă aici niște probleme, niște deranjamente, vă nemulțumește în cariera voastră sau în finanțele voastre, e foarte important să comunicați pe această temă. Pentru că aici sunteți susținuți de acest sextil între Mercur și Pluto și dacă vă luați inima în dinți și aveți aceste discuții, aceste conversații dificile, aici veți putea să rezolvați lucrurile în favoarea voastră. Bineînțeles, pentru o parte dintre voi s-ar putea efectiv să fie momentul în care trebuie să ziceți gata, până aici a fost, nu se mai poate în halul ăsta, încheiem colaborarea și ne vedem fiecare de drumul nostru. Asta e situația, dacă sunteți în acest caz, e important să faceți acest lucru, acest pas cu inima împăcată, pentru că aici voi ați făcut tot ce se putea face. Ați umplut aceste 8 cupe cu tot ce ați avut mai bun de dat din voi, dar asta este, sunt doar 8 cupe aici pe această carte și la urma urmei voi vă doriți mai mult, voi puteți mai mult și nu ar fi drept față de voi înși vă să rămâneți blocați în această situație care este sub nivelul vostru. Bun, și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar pentru această zi. Pentru cei care n-ați văzut încă etalările lunare, vă las aici playlist-ul complet la linkul din colțul din dreapta sus al ecranului. Aceste analize lunare le fac pe fiecare zodie în parte, sunt foarte detaliate, merg zi de zi și vă explic care sunt aspectele astrologice ale lunii în curs și pe urmă vă fac horoscopul individual și la final o scurtă etalare de tarot cu clarificări suplimentare de la cărțile Oracle și de la Astrozaruri. Sunt foarte interesante, foarte detaliate și foarte corecte aceste analize. Cel puțin acesta este feedback-ul pe care l-am primit până acum. Bun, și hai să vedem mesajul pentru această zi, pentru toată lumea. Sunt în centrul păcii. Este bine pentru mine să privesc înăuntrul meu. De fiecare dată când mă cercetez mai în profunzime, descoper în mine comori nemaipomenit de minunate. Un mesaj foarte frumos pentru această zi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!